Găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne ocupăm în continuare de campanie electorală. Să vedem ce își doresc candidații, mă rog, de la noi își doresc votul, dar ce își doresc în general. Ariana Oana Bucur, candidat PSD la funcția de consilier județean la Brașov. Să rămână bun regăsit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu! Ultima oară ne-am întâlnit în calitatea dumneavoastră de inspector general școlar aici la Brașov. Acum candidați pentru o funcție de consilier județean. Presupun că vă puneți la bătaie, ca să zic așa, experiența din învățământ. Întotdeauna mi-am pus la bătaie toată experiența managerială acumulată de-a lungul anilor în slujba tuturor copiilor județului și tuturor cadrelor didactice și personalului din unitățile școlare din Brașov. Deci n-am ținut niciodată cont de culorile politice. Am acționat ca un veritabil profesor al celor cu care lucrez. Fost inspector general, așa cum spuneam, de asemenea secretar de stat în Ministerul Educației în guvernarea PSD. Adică aveți atât experiență didactică, dar și experiență la nivel de coordonare și management, așa cum ați spus dumneavoastră. Lista la Consiliul Județean se deschide cu Marian Rasaliu, fost prefect al Brașovului, urmat chiar de dumneavoastră. Ce planuri aveți pentru Consiliul Județean, pentru funcția asta pe care o vizați? Să știți că am făcut publică intenția mea și recunosc că după ce am făcut publică sau am comunicat obiectivele pe care mi le-am propus, m-am gândit poate că lumea ar putea judeca faptul că sunt foarte punctuale. Prin prisma funcțiilor pe care le-am deținut de-a lungul timpului, știu exact care sunt atribuțiile Consiliului de ceea ce privește educația. Și atunci, obiectivele pe care mi le-am stabilit au fost concret legate de aceste atribuții pe zona învățământului. Și din fericire sau din nefericire, nu știu, atribuțiile sunt partajate între consiliile locale pentru învățământul de masă și învățământul special și special integrat, respectiv consilierea școlară, intră în zona Consiliului Județean. Și atunci am gândit acțiunile mele concret pe această zonă. Dar acest lucru nu înseamnă că voi fi categoric implicată pe subiectele pe care și le-a propus candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean. Deci și în domeniul sănătății și în domeniul infrastructurii și toată aria pe care o va avea în vedere, categoric va avea sprijinul meu. Dar acolo unde ești specialist, acolo m-am exprimat și am stabilit obiective care pot fi măsurabile în așa fel încât cei care mă vor vota atunci când se va termina mandatul să poată foarte ușor să tragă o concluzie dacă eu mi-am îndeplinit promisiunile sau nu mi le-am îndeplinit. Da, asta este o concluzie strictă a electoratului, evident, a oamenilor care pun ștampila acolo. Ne întoarcem la partea de educație. Pe 14 septembrie începe școala într-o situație fără precedent la nivel mondial. Da, este o provocare pentru noi toți, chiar dacă în acest proces avem funcții și statut diferit, cu toții suntem îngrijorați pentru faptul că există acest pericol categoric, dar cu toată responsabilitatea pot să vă spun că ne-a preocupat organizarea, dotarea, în așa fel încât lucrurile să fie sub control. În opinia mea, atunci când îți planifici și proiectezi acțiunile până în cel mai mic amănunt, cred că nu pot exista surprize neplăcute. Sunt categoric și factori perturbatori, acum nu știm cu toții. Dar atâta vreme cât ai gândit și un plan B, dacă intervine ceva care să destabilizeze situația pe care tu ai proiectat-o, eu gândesc că n-avem cum să nu reușim. Cred că ar trebui și poate prin intermediul dumneavoastră, cred că ar trebui să beneficiem sau nu știu, să ni se acorde
mai multă încredere. Părinții sunt și ei îngrijorați, categoric, dar atâta vreme cât vor fi informați despre toate măsurile pe care le-am luat, despre dotarea pe care am realizat-o și care încă nu s-a terminat. Deci urmează să mai primim o serie de dispozitive și în mod deosebit pe partea care ține de actul educațional. Eu cred că informat fiind, poate nu îți diminuezi din teama și din îngrijorarea care poate la acest moment la care discutăm este dominantă, din păcate. Da, aici sunt două aspecte. Din punctul meu de vedere, de exemplu, ca și părinte, odată este aspectul legat de COVID și de boală în general și de ce se poate întâmpla la școală, și avem o reacție destul de interesantă de la Alexandru Rafila, un om dincolo de politică, să zicem, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, care a spus, trebuie să ne așteptăm, să stăm așa un pic cu sufletul la gură, începe școala și pe urmă vin alegerile, adică cumva cele două evenimente merg împreună, să vedem ce se întâmplă după acest lucru. Pe de altă parte, noi putem să ne considerăm și avertizați deja, pentru că în foarte multe țări din lume a început școala. Corect. Și s-a văzut. Acolo unde oamenii s-au pregătit, au existat surprize mici, unde au zis, lasă domnule că merge așa, și aici vorbesc chiar de Germania, atenție, nu vorbesc de vreo țară din lumea. Surprinzător, da. Da, surprinzător. Au zis, lasă domnule că n-are ce se întâmple. Uite că s-a întâmplat și foarte multe școli s-au închis. Pe de altă parte, părinții sigur se gândește și la fenomenul ăsta. Nu mai învață copiii sau nu mai învață? Exact. Trebuie să învețe. Trebuie să învețe și în opinia mea de dascăl de 33 de ani, eu consider că această variantă de învățare la distanță sau învățare online, cum a fost în ultima vreme intitulată, este necesară, dar trebuie să fie complementară actului didactic tradițional, față în față, în care persoana de la catedră realizează educație și prin atitudine, prin non-verbal, prin căldura, atașamentul față de copii. La rândul lui profesorul sau dascălul are nevoie de feedback-ul copilului, pentru că altfel noi nu suntem împliniți. E ceva, un proces care e incomplet, nu e un rotund. Așa că și unii și ceilalți avem nevoie să fim față în față ca rezultatele pe care ni le-am propus și de o parte și de cealaltă să putem să le atingem. Da, până la urmă, noi suntem doi în această emisiune pe Zoom, adică suntem online și facem emisiunea asta din două locații diferite și ne putem urmări în mod normal. Însă, ia gândiți-vă un dascăl cu jumătate de clasă. Plecăm de la premiza asta, undeva la 15 copii sunt în clasă, ceilalți 15 să fie acasă, după un scenariu, să zicem, agreat. Foarte dificil. Da, dar totuși acest lucru se va întâmpla prin rotație, deci vor avea acces și cei de acasă să fie în face-to-face, în varianta face-to-face. Deci eu cred că ar trebui să apelăm la modelul flipped classroom, acolo unde dascălul trebuie să devină un facilitator al învățării, deci să avem pregătită o bază de resurse educaționale pe care să le punem la dispoziția copiilor în mod ordonat și coerent, ei să consulte materialele, conținuturile pe care le transmitem, iar în întâlnirile pe care le avem față în față cu ei, acolo putem regla elemente de finețe, putem realiza aplicații, putem realiza, eu știu, probleme, lucruri mai de detaliu pe care putem să le rafinăm. Dar cred că ar trebui să ne schimbăm modul efectiv de a transmite cunoaștere copiilor noștri. Deci în condițiile în care el va avea la dispoziție conținuturile dintr-o zi de școală, de exemplu, da, pe care trebuie să le parcurgă, să le înțeleagă. E adevărat că aici poate va fi o contribuție foarte mare în dezvoltarea competențelor și abilităților de creativitate și de inovare, pentru că singur va trebui la momentul T0 să descopere și să înțeleagă niște procese.
Dacă nu se întâmplă acest lucru la nivelul așteptat de profesor, atunci trebuie să intervenim și acele întâlniri face-to-face trebuie să compenseze și să aducă valoare a ceea ce copilul inițial a realizat singur. Da, ne-am dat un pic peste cap aici. În mod normal ne gândeam la alternativele astea de online și așa cum am, cred că am și spus deja, alternative. Online să fie o chestie alternativă, iar o completare. Felul în care se predă să fie normal. Uite că... Da, se pare că nu se va putea. Acum, ce să spun, că practic situația actuală depinde de noi toți și de fiecare dintre noi. Acest număr al infectărilor, până la urmă, este rezultatul conștiinciozității și respectării unor reguli. Dar eu sunt optimistă și poate atunci când ne vom întâlni, știți foarte bine că sunt situații în care copiii transmit părinților acasă reguli și de multe ori se întâmplă și părinții să învețe de la copii și poate vom avea într-un anume segment, într-un anume procent și astfel de situații și poate vom realiza că lucrurile sunt serioase și că trebuie să ne protejăm pe noi și pe cei dragi nouă, pe toți cei din jurul nostru. Da, noi am mai discutat atunci când ne vedeam face-to-face, că asta este expresia la ordinea zilei, ne vedeam în emisiune la RTT în studio, am discutat despre atitudinea părinților. Încă o dată mi se pare că atitudinea părinților nu este întotdeauna, sau nu vreau să generalizez, dar nu este cea mai potrivită. Aici cred că ține un pic și de educația noastră, a fiecăruia dintre noi. Categoric. Și cred că ține și de încrederea pe care o avem față de cel din fața noastră sau de lângă noi. Atâta vreme cât suspiciunea și sentimentele de multe ori negative au crescut ca pondere în ceea ce trăiesc cei din jurul nostru, cred că astea sunt rezultatele. Câtă vreme ani și ani și ani și ani de zile, negativul a fost în prim plan. Cât da, pozitiv s-a promovat, cât... frumos, într-un cuvânt, sau nici nu știu cum să spun. Cred că este rezultatul, de fapt, al intervențiilor noastre pe o perioadă mai lungă de timp. Ne-au deformat toate aceste situații transmise pe temirce canale, care încet, încet au modelat, nu cum ne-am dorit, o serie de personalități și indivizi. Da, din păcate online-ul ăsta la care, sigur, trebuie să ne raportăm în aceste momente mai mult decât altă dată, a devenit internetul în general, rețele de socializare și așa mai departe, a devenit și mai rău și mai urât decât era înainte, odată ce și-a dat seama că este folosit la maxim, probabil că sunt indivizi care fac din asta poate chiar o meserie. Corect. Transforma în urât. Din nefericire. În online. Din păcate. Da. Și copiii sunt primele victime, clar. Corect, corect. Dar, repet, este o acțiune, din păcate, de câțiva ani de zile, pe care noi, nu știu, n-am băgat-o în seamă, nu i-am acordat importanța cuvenită. Și acum este rezultatul inacțiunii noastre sau, eu știu, lipsei de timp și de importanță pe care n-am acordat-o când ar fi trebuit. Bun, da. Și în condițiile astea, iau de la dumneavoastră dintr-o declarație niște cuvinte care mi-au plăcut foarte tare. Identificarea rutei profesionale optime a elevului. Mai reușim să facem lucrul ăsta? Mi-am dorit dintotdeauna. Am considerat că atunci când persoana este împlinită și dezvoltarea personală este sprijinită de cei de specialitate, atunci poți să ai un parcurs școlar sau academic în acord cu competențele tale, cu preocupările tale și ceea ce faci efectiv să faci cu plăcere. Atunci când îți desfășori o activitate sau chiar un job cu plăcere, cu dăruire, n-ai cum să nu ajungi la
rezultate spectaculoase și să nu atingi succesul, cel puțin în sfera profesională, dar eu cred că și în sfera personală are impact categoric. Și atunci, așa cum v-am spus, Consiliul Județean are atribuții în ceea ce privește finanțarea învățământului special integrat și acelui Centru Județean de Asistență și Resurse Educaționale, respectiv poate influența activitatea sau modul de desfășurare al activităților profesorilor consilieri din unitățile școlare. Și am gândit că ar fi trebuit și până acum să existe acele baterii de teste pentru a monitoriza și a evalua copiii sub aspectul competențelor cognitive, atitudinale, motivaționale, emoționale, în așa fel încât acel profesor consilier, alături de profesorii diriginți, să îndrume copiii noștri spre ceea ce li se potrivește, în așa fel încât și învățarea să o facă cu plăcere sau să fie motivați. Știți că întotdeauna ne plângeam de slaba motivare a copiilor noștri, și în condițiile în care ea se desfășoară în alt context de drag, dacă pot să spun așa, în condițiile acestea, cu siguranță și rezultatele vor fi la nivelul așteptărilor părinților, în primul rând, pentru că ce părinte nu-și dorește ca fiul, fiica să îl depășească, să-l depășească în cunoaștere, în joburile pe care le desfășoară, în rezultatele pe care le au, în realizările din viața personală. Întotdeauna ne dorim ca ai noștri copii să fie deasupra noastră. Și atunci mă gândesc că și școala poate participa printr-o astfel de dotare, ca acești copii să fie îndrumați și orientați profesional și, bineînțeles, și ca școlarizare și ca ofertă educațională, în așa fel încât să le facă plăcere și să învețe, să se formeze cu drag, cu drag pentru ce urmează să facă. Aceste baterii de teste sunt relativ scumpe și eu am gândit acest program pentru toți copiii județului, pentru că postul sau, mă rog, funcția este de consilier județean. Și dacă luăm în considerare faptul că la momentul anului trecut aveam în statisticile oficiale aproximativ 84.000 de copii, din care trebuie să scădem învățământul preșcolar, pentru că acolo totuși e prea devreme să aplice astfel de teste. Această monitorizare și evaluare este realizată de doamnele educatoare. Deci, de la începând cu învățământul primar până la nivelul finalizării învățământului liceal, cred că avem în jur de 60.000 de copii. Deci aceste baterii de teste omologate, da, dacă sunt 60.000 pentru toți copiii și această monitorizare și evaluare trebuie să o faci constant și coerent, nu ne apucăm și evaluăm la sfârșitul clasei 8 să vedem spre ce dorește copilul să se îndrepte. Este un proces care presupune o finanțare mare, seriozitate, organizare, analiză, procese de reevaluare, că în situațiile în care constați că ceva poate fi reglat sau îmbunătățit, trebuie să acționezi în așa fel încât, într-adevăr, copilul și tânărul să urmeze un parcurs de formare inițială în acord cu valorile pe care le are. Că fiecare dintre noi avem niște talanți și dacă știm să-i valorizăm, atingem ceea ce ne-am dorit. Corect. Din păcate, iarăși mă întorc la părinți, că nu pot să nu fac lucrul ăsta. Părinții, așa cum spuneați, își doresc cei mai buni pentru copiilor, să-i depășească, dacă se poate, să atingă alte culi. Corect. Însă, de cele mai multe ori, din această dorință apar și greșelile părinților, exact de aici pleacă. Și, nu știu, se cheltuie sume importante pe niște direcții, ca să nu zic meditații și alte lucruri, că poate nu sună bine, dar se cheltuie niște sume importante în niște direcții total neproductive. Din păcate, este o realitate.
Da, se întâmplă acest lucru, dar să știți că un profesor consilier în activitatea pe care o desfășoară la școală poate realiza această consiliere individual cu elevul, în grup cu elevii, dar cu cadrele didactice și cu părinții. Deci în condițiile în care ar exista deschidere și din partea părinților, eu cred că am avea succes. Sunt foarte multe situații, aveți foarte mare dreptate, în care chiar dacă un cadru didactic ar recomanda un anumit parcurs, decizia finală este a părintelui, este adevărat. Deci va trebui să facem și o școală a părinților, cu alte cuvinte. Exact, ăsta era următorul punct pe ordinea de zi, să propunem înființarea unei școli pentru părinți sau, mă rog, consiliere pentru părinți. Corect. La un moment dat, chiar și acum poate glumim un pic, dar părinții unor copii poate chiar ar avea nevoie de consiliere psihologică, să-i facă consilierul respectiv să înțeleagă că nu este posibil ca odrasla să fie doctor chirurg sau ce își imaginează ei că ar fi mare pianist sau... Și atunci, sigur, lucrurile s-ar schimba. Vedeți, asta vine de fapt din niște lacune ale noastre de educație. Lacune și orgolii, din păcate, și orgoliile... Pun cuvântul și de multe ori aduc deservicii copiilor și parcursului lor în desăvârșirea personalității, pe care probabil mulți dintre părinți le realizează mai târziu, când e prea târziu, dar cunoscând aceste situații, eu cred că totuși trebuie să inițiem niște procese, să încercăm să schimbăm această stare, de fapt. V-ați propus înființarea unui centru de excelență în Țara Făgărașului, ca o filială a celui de la Brașov. Da. Și în Țara Făgărașului sunt copii de excepție, sunt copii dotați, care mi se pare firesc să aibă și ei acces la o pregătire suplimentară pentru înaltă performanță. Așa cum știți, întotdeauna am fost preocupată și de copiii cu nevoi speciale din medii defavorizate. Nu am dezvoltat atâtea proiecte în cadrul inspectoratului și această atribuție de scriere de proiecte, de implementare de proiecte cu fonduri europene nu este în fișa postului. Deci, practic, a fost o dorință și o muncă pe care am desfășurat-o și am adus de-a lungul timpului peste 40 de milioane de lei prin post-druri și prin proiectele POCO acum pentru această categorie defavorizată, dar în egală măsură am fost preocupată și de copiii de performanță care, chiar dacă în legislația noastră există un capitol care vizează această categorie de copii speciali, dotați și foarte muncitori, încă nu avem pusă la punct o structură, o infrastructură care să vină în ajutorul lor. Ar trebui categoric să avem programe separate de pregătire a acestor copii, chiar în școlile de masă, nu neapărat într-un centru de excelență, pentru că un centru de excelență câte clase poate avea, câte formațiuni de studiu, câți profesori, câte ore, e totuși puțin. Și mă gândesc că dacă ai avea în fiecare unitate școlară o clasă pe nivel de studiu în care acești copii să învețe extracurriculă, da, extraprogramă, și ei, într-adevăr, dacă ar face progres și ar avea rezultate, de acești copii ar trebui să ne ocupăm în mod deosebit. Și atunci poate că fenomenul meditațiilor ar fi diminuat și încrederea părinților în profesori, chiar de la clasă, ar fi mai mare. Da, eu cred că de fapt de aici pleacă foarte multe probleme. Sigur, nu știu, meditații am făcut și eu la vremea mea. Era un soi, dar nu au fost meditații de genul du-te mă și tu să înveți ceva că ești prost grămadă. M-au trimis să fac meditații, o soi de pregătire suplimentară, pentru că dădeam la științe economice, iar la Unirea făceam 2 ore de matematică pe săptămână, că eram clasă de uman. Deci nu de uman. Atunci, sigur, da, trebuia să fac ceva.
Dar dincolo de asta, fenomenul, dacă rămâne la pregătire suplimentară, este foarte bun și interesant din toate punctele de vedere. Dacă rămânem la ghilimele de rigoare, lasă-l că și așa e grămadă, să măcar să mai învețe ceva, să scrie și să citească, tot acolo să ajungem. Nu putem să avansăm, nu avem cum. Rămânem, batem pasul pe loc și noi ne dorim să fie medic, dar copilul vrea să fie pictor și atunci, sigur, venim în contradicție. Mulțumim. Da, și toate aceste, să încheie, îmi cer scuze că vă întrerup, și toate aceste demersuri pot avea rezolvare prin fondurile europene. Atâta vreme cât am accesat proiecte cu fonduri europene, ele au fost eligibile pentru că toate proiectele derulate prin inspectoratul școlar au fost competitive, da? Nu sistemice, acelea sunt separat. Înseamnă că am această înclinare și această dăruire să rezolv aceste probleme prin fonduri europene. Bine. Pentru că este încărcat Consiliul Județean, dacă stăm și ne gândim, și la aeroport, și la autostrăzi, și la toate cele, probabil că pentru educație. Și doamna Mariana Bucur cu proiectele, să zic că președintele, indiferent cine o fi, domnule, lăsați-mă că nu mai avem bani. Mulțumim frumos, doamne Ariana Oana Bucur, candidat PSD la funcția de consilier județean în Consiliul Județean Brașov. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. O seară plăcută tuturor. Rămâneți alături de RTT.